este destul de trează, fixăm un anumit termen și vin cu multă bucurie. Mai ales preoții vin cu cea mai mare bucurie și încurajează și pe credincioșilor. E mai puternic elicopterul decât vocea dumneavoastră. Prezența mea este o bucurie să-i văd la această dragoste și bucuria lor de a ajuta pe alții, îi încurajăm, noi suntem o familie. Eu fără preoți n-aș avea vreo valoare. Coroana slujirii unui arhiereu sunt preoții, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Deci eu vin cu drag, eu iubesc pe preoți și pe credincioși. Au fost câțiva, sigur, și dacă e nevoie și li s-a cerut, au donat, cum spune. Nu suntem zgârciți cu ceea ce avem, din ce avem dăruim și altora. Cu cât dăruim mai mult, cu atât vom dobândi mai mult, ne spune Mântuitorul. Dumneavoastră ați donat dacă v-ați îmbolnăvit de copii? Da, n-am șanse să mă îmbolnăvesc. Pentru că slujesc zilnic și mă împărtășesc și acesta este cel mai puternic vaccin care nu poate fi niciodată combătut cu alt vaccin. Mulțumesc.